prețuiți-l. Pentru că cel ce poposește în dreptul Scripturii, zice Domnul, va fi cunoscut ca un om înțelept. Că Duhul meu îl va înțelepți și cuvântul meu îl va umple, zice Domnul, îl va lumina. Chiar și în desfășurarea lucrărilor omenești va căpăta o înțelepciune aparte. Aleluia! Și o viziune aparte. Pentru că voi sunteți generația care veți vrea să mai răsfoiți filele Scripturii în forma în care se află astăzi. Și nu veți mai avea. Voi sunteți generația care veți putea să rămâneți cu ceea ce ați adunat și ați înmagazinat în vremea de îndurare. Și asta e vremea de îndurare. Aleluia! Glorie ție! Dacă ați vedea ce se pregătește în dosul ușilor închise, v-ați îngrozi și n-ați mai lăsa uneltitorul să vă fure timpul prin lucruri de nimic. De aceea stați lângă Scriptura și citiți cuvântul ca să fiți pregătiți pentru vremea care vine. E de altă latură de lucrare. Vreau să răspund unor întrebări insistente care se pun în vremea asta din mijlocul cuptoarelor încinse, din mijlocul încercării pentru unii dintre voi, zice Domnul. Da, pentru cel ce-și pune încrederea în mine, zice Domnul, sunt lângă el în cuptor. Aleluia. Acolo în cuptor mă descoper. Aleluia. Acolo în cuptor îi desleg legăturile. Bravo. Acolo în cuptor îi dau pacea prezenței mele și bucuria rugăciunii ascultate. Aleluia. Și pentru că sunt unele cuptoare în care sunt nevoit să-i ascund pe ai mei, pentru că se leagă duhuri obraznice cu jurământ și vor să-i numere între victime, pentru cel ce-l iubesc, metoda cuptorului e o metodă de ascundere, nu să pedepsesc și nu să mă port cu asprime cu ai mei, ci ca să-l ascund și să-l protejez în mijlocul cuptorului, acolo îi frâng pâinea și acolo îl adap. Până când Duhului obraznic îi se poruncește retragerea și atunci îl scot pe al meu din cuptor și îl îmbrac cu veșminte de sărbătoare. Aleluia! Sunt cuptoare de pregătire în care trebuie să fie topită zgura și trebuie să fie făcută umplerea, echiparea și e vreme de cuptor pentru cel ce trece pe la curățire, pentru cel ce trebuie pregătit pentru lucrările mele, zice Domnul. De aceea, cei ce vă aflați în cuptor, nu mai lăsați amărăciunea să vă știrbească jertfa. Cereți-mă în mijlocul cuptorului și veți vedea prezența mea acolo, până la clipa izbăvirii, până la clipa când se va ridica steag de biruință, zice Domnul. Amin.